Stimați telespectatori, bine ați venit la Alfa Media, bun găsit la emisiunea Punct de Vedere. Invitatul acestei ediții este consilierul local din partea Partidului Social Democrat, doamna Zuleiha Mustafa Socaciu. Bine ați venit în direct, stimată doamnă. Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am regăsit și un bună seara tuturor celor din Megidia care ne urmăresc astăzi. Mai ales că sunt mulți care așteaptă un răspuns din partea dumneavoastră. De bine ce faceți parte din Consiliul Local, se pare că ați devenit incomodă, am spus se pare. În condițiile în care la Mai Întâi Adevărul au fost prezenți doi consilieri locali, le-am acordat spațiu pentru a-i informa pe locuitorii municipiului Medgidia de fapt care este adevărul, pentru că în urma unui comunicat de presă, primăria municipiului Medgidia și chiar în persoană primarul Valentin Vrabie a spus că sunt consilieri locali care blochează actul cultural în municipiul Medgidia. Deși Alfa Media a difuzat ședința de consiliu, ședință unde dumneavoastră ați votat rectificarea bugetară, dar ați avut niște puncte de vedere. Iată că sunteți în direct să informați pe cetățenii municipiului Medgidia și chiar pe colegii dumneavoastră din Consiliul Local, din aparatul administrativ. Ați votat rectificarea și am observat, să spun așa, ați avut și o stea norocoasă. În momentul acela, când s-a supus la vot și ați votat, o cameră a televiziunii Alfa Media chiar a fost pe dumneavoastră și pe domnul Narcis, da. Domnul consilier Narcis. Da, păi să le luăm pe rând. În primul rând vreau să le răspundeți la această întrebare, da, și am votat. Dezvoltăm subiectele, da, care sigur, să am votat la punct de vedere. Pentru zilele Medgidiei, am deci votat pentru votat, buget. Am votat, opus. Da. Nu, păi n-aveam de ce să mă opun. Cred că Medgidia este un municipiu care numai că are nevoie să fie sărbătorit. Este o tradiție deja de câțiva ani buni ca zilele Medgidiei să existe în oraș, oamenii să iasă, să sărbătorească, fiecare cum știe. Este un prilej de întâlnire pentru cetățeni, își mai schimbă și ei anumite păreri, puncte de vedere, poftim, că toți suntem la emisiunea Punct de Vedere. Socializează, da, este un prilej de sărbătoare, cum era să fiu împotrivă. Ce am spus eu atunci în Consiliu se leagă de activitatea pe care am avut-o eu până acum la 40 de ani, da? Când pot să spun că sunt într-o anumită perioadă a maturității, când pot avea un punct de vedere, nu? De asta m-au și ales cetățenii orașului Medgidia să-i reprezint în Consiliul Local. Trebuie să facem puțin diferența dintre un act cultural și un act de distractiv, da? Un act de sărbătoarea orașului. Eu nu m-am propus niciodată unui act cultural, dimpotrivă, și cei care mă cunosc știu foarte bine lucrul acesta. Am fost foarte activă în orașul Medgidia și o pot spune de la cadre didactice până la scriitori, până la oameni pe care i-am adus în oraș, până la artiști care au venit în oraș datorită mie, până la edituri din București care au venit în oraș în urma activităților propuse de mine, până la copii, elevi de liceu și de școală generală, unde aproape lunar, dacă nu chiar și veri întregi, am fost activă în cadrul bibliotecii municipale din Medgidia și am avut activități de culturalizare a elevilor, de educație prin lectură, pentru lectură, lucruri care vin din formarea mea profesională. Formarea mea profesională ca jurnalist, ca educator, ca profesor, cadru didactic, dacă vreți, cum vreți să-i spuneți, institutor mai nou, și mai ales ca scriitor, om care a activat în lumea editorială. Cunoscând aceste domenii foarte bine, pentru că m-am implicat și am avut diverse proiecte ce stau în picioare și le putem spune, bineînțeles, dar nu cred că este cazul acum, cunoscând activitatea de la artiști, deci am 21 de ani în presă. În presă am activat atât pe domeniul social, atât pe domeniul educațional. Am urmărit tot ce se întâmplă în școală, apropo de educație, de la greve până la implicare, până la manuale alternative, până la absolut tot ce înseamnă acest domeniu. Am scris despre lucrurile acestea
și stau ca dovadă toate articolele mele, fie că sunt pe internet, fie că sunt publicate în ziare, fie că sunt publicate în cărți. Am scris despre diverse subiecte și cumva cred că pasul acesta către politică a venit așa, ca un fel de încununare a acestor lucruri. Nu mi-am dorit neapărat să fiu în politică, dar făcând politica cetățeanului de ani de zile, cred că a fost un pas firesc. În ceea ce privește însă a fi incomod, eu sunt obișnuită cu acest apelativ, că sunt incomodă. Sigur că un om care lucrează tot timpul pe deadline, un om care își vede tot timpul de treaba lui și încearcă să îmbunătățească viața socială atât a celor din orașul Megidia, cât și a celor din diverse orașe unde am activat, pentru că am fost jurnalist în București, am fost jurnalist în Zaragoza, asta nu știați, am lucrat și pentru diaspora. Sigur că nu întotdeauna oamenilor le-a convenit lucrurile despre care scriu, pentru că eu recunosc că am un stil destul de virulent, s-a mai domolit în ultima perioadă, cam așa se întâmplă lucrurile după ce ai un copil, începi să te gândești de două ori mai bine dacă are sens să mai continui sau dacă nu cumva este mai importantă liniștea familiei tale și a celor dragi. Sunt obișnuită să fiu un personaj incomod, dar ce vreau să vă spun este că acești oameni care se pare că sunt incomozi, pe mine nu mă deranjează absolut deloc apelativul, sunt oameni care și spun lucrurilor pe nume. Acum că unora le convine, că altora nu le convine, e cam același lucru care se întâmplă atunci când te duci la colțul străzii și bârfești cu vecina și o faci la un mediu restrâns, da? Mai aude altcineva, știi ce se întâmplă? Dacă am fi să ne luăm după toate aceste vorbe, după toate aceste scenarii create de alții, pentru că ăla a făcut, ăla n-a făcut, ăla a zis, ăla n-a zis, nu se mai întâmplă nimic. Nu mai putem merge înainte. Iar oamenii care fac lucrurile, care sunt proiectați să construiască, trec peste vorbe, trec peste... De aceea mie mi-este foarte simplu să-mi continui munca. Eu pot să fiu la fel de bun jurnalist în continuare, pentru că asta nu o să-ți dispară niciodată din sânge. Microbul acesta nu o să dispară atâta timp cât ți-ai iubit foarte mult meseria. Cunoaștem. La fel, nu o să dispară formația de educator, de profesor, niciodată, indiferent ce se va întâmpla. Întotdeauna vei avea drag către copii, vei avea plecare către educație. Deschidere către comunitate. Da. Asta pe mine m-a ajutat foarte mult munca de profesor, să fiu moderator. Mai întâi ești moderator între părinți și copii, apoi ești moderator între copii și actul educativ, apoi ești moderator între clasă și directorat, apoi ești moderator între ceea ce se întâmplă în școală și ceea ce se întâmplă în afara școlii, altfel nu se poate. Lucrul acesta m-a construit... Și iată că de data aceasta sunteți moderator între instituția publică, Consiliul Local și Comunitatea. Da, eu mi-aș dori să fiu un bun moderator. Întrebarea care se naște, sunteți lăsată? Păi dacă sunt lăsată, voi fi un bun moderator, dacă nu sunt lăsată, viața merge mai departe. Se vor face, eu voi face ceea ce am făcut și până acum. Voi traduce în continuare, îmi voi scrie cărțile, îmi voi scrie articolele. Nu este partidul voi din fi... care faceți parte, în momentul în care ați intrat în această formațiune politică, se știa că sunteți și scriitor și da, jurnalist. Da. Vi s-a impus un anumit punct de vedere? Vi s-a impus o anumită linie pe care să mergeți și trebuie să păstrați direcția? Nu mi s-a impus. Și să nu se înțeleagă greșit. Și mai mult decât atât, cred că am și fost aleasă pentru că sunt un om care are o voce puternică în societate. Și asta o spun cu toată responsabilitatea, pentru că în momentul, s-a adeverit în timp, pentru că în momentul în care eu am spus ceva, lucrul acela s-a întâmplat. Mai devreme sau mai târziu. Atunci când mi-am dat girul pe o lucrare, aceea a fost bună. Asta nu înseamnă că nu a fost muncă multă, sau că nu au fost emoții, sau că nu m-am pregătit pentru eșec. De fapt, cred că așa, eu sunt mai mult pregătită pentru eșec, de aceea mă aștept la absolut orice.
Și dacă iese ceva, sunt foarte fericită. Foarte bine a ieșit. Pe de altă parte, eu cred că dacă mi s-ar fi spus ceva de la partid, să tac din gură sau să nu fac ceva sau să mă potolesc din ceva, deși nu cred că am făcut, n-am dat nimănui în cap și nici n-am răsturnat orașul fiind consilier și nici nu o să se întâmple asta, cred că nu m-aș fi implicat în viața politică. Orașului. Și mai ales în politică. Și mai ales în politică, da. Eu recunosc că sunt începătoare în politică. Asta nu înseamnă că n-am urmărit ani de zile. Ca jurnalist n-ai cum să nu te atingă absolut tot ce se întâmplă în viața oricărui oraș, în România mai ales, și în lume, dacă vrei să te interesezi. Dar de ce ați ales să intrați în politică? Foarte păi știți, la un moment dat... Oameni de cultură cu greu se decid să intre, da, în politică. Da, și înțeleg, să știți, pentru că... să fii artist în România este și așa destul de complicat. Dacă mai intri și în politică, după ce ți-ai făcut o reputație de om, de actor bun, să zicem, de regizor foarte bun, de dansator, de orice, de cântăreț, da? După ce ți-ai făcut o reputație, ai muncit pentru cariera ta, la un moment dat, în momentul în care intri în politică, lucrurile devin mai complicate. În primul rând, te fură toate aceste lupte care se petrec, din punctul meu de vedere sunt inutile luptele acestea, te fură din munca ta. Iar un artist nu poate trăi fără munca lui. Munca lui poate să însemne și 20 de ani de creație și o singură dată să iasă în lume și să spună asta am făcut eu. Artistul întotdeauna va fi genul acela muncitor, a plecat fie pe șevaletul lui, fie la masa de scris, fie la birou, el întotdeauna are nevoie de anonimat. Mai întâi are nevoie de anonimat. El nu poate crea altfel. Asta o spun din propria mea experiență. Pe urmă, da, el trebuie să iasă în lume cu ceea ce a creat și să spună ăsta este mesajul meu pentru voi, oameni buni. Pentru voi am muncit, asta am făcut eu. Dacă vă place, este foarte bine, dacă nu, nu. Politica va complica întotdeauna lucrurile. Eu mă simt furată din munca mea cu aceste, nu știu... lucruri pe care le-am simțit încă din perioada campaniei. Da? Trebuie să demonstrăm că, nu știu, spargem avioane cu pieptul, da? Hai să ne potolim. Dar cu ce le spargem? Păi nu trebuie să le spargem. Trebuie doar să facem lucrurile cât mai trebuie bine posibil. Trebuie, acesta sună și de foarte multe ori și în diferite contexte s-a pus accent. Trebuie, trebuie. Dar niciodată nu s-a luat în calcul cine, cu ce și mai ales de ce. Da. Trebuie să facem. Facem. Cum facem? Cine? Cu ce facem? Cum facem? Ce? De da, ce? Sunt și întrebări pentru foarte cine bune. Facem? Este foarte important. Dar în momentul în pentru care... cine? Păi asta este cel mai important lucru. Pentru cine facem toate astea? Pentru cine este munca noastră? Pentru postul de consilier care ce? Pentru partid? Pentru partid? Comunitate? Pentru ce? Pentru comunitate, pentru asta trebuie să ne luptăm. M-ați întrebat de ce am ales să intru în politică. Știi ce se întâmplă? La un moment dat te saturi să stai pe margine. Să tot scrii despre aceleași lucruri, să tot vezi că nu se schimbă absolut nimic și atunci spui, ia să mă duc eu să văd dacă pot schimba ceva. Dacă eu cu experiența mea pot aduce puțină lumină, puțină bucurie, mai multă educație, cui? Celor în sânul cărora am crescut, da? Oamenii de lângă mine, vecinii mei, prietenii mei, foștii mei colegi de clasă, de școală, fostelor mele cadre didactice, le știu toate păsurile, le-am auzit de ani de zile, am vorbit, uite că nu se mai schimba aia, nu se mai schimba aia, să vedem dacă putem, dacă pot cu experiența mea să ajut comunitatea să se dezvolte. Chiar îmi doresc asta. Și... trebuie schimbat ceva. În primul rând, ce trebuie schimbat? Noi, ca jurnaliști, de foarte multe ori am stat, am analizat și am ajuns la concluzia că trebuie schimbată mentalitatea. Păi da, da. Și în Consiliul Local spune mentalitatea oamenilor, dar în primul rând și în Consiliul Local. De ce păi trebuie să aibă teama, aoleu, să nu vorbesc, să nu intervin, să nu cer un document pentru că mă dă afară. Da, asta nu mă mai regăsesc.
E probabil, probabil că eu pot să vorbesc despre lucrurile astea pentru că nu mi-e teamă să mă dea cineva afară. Foarte bine să mă dea afară, dacă nu este nevoie de mine, nu e nicio problemă. Dar de ce trebuie să viața este oricum plină de surprize și eu nu știu ce voi face la anul. Poate că o să fiu în altă parte, dar sigur voi face tot ce îmi place. Voi traduce în continuare, mă voi ocupa de cărți, mă voi ocupa de copii, mă voi ocupa de educație. Astea sunt lucruri pe care le voi face. De asta știu sigur. Ce se întâmplă în politică, nu știu. Poate că o să fiu un bun politician, poate că o să, nu știu, poate că o să fiu un bun moderator, poate o să rămân doar la stadiu de consilier local, poate nu o să rămân. Ce importanță are? Important este că acum sunt aici, dacă acum sunt aici și pot spune ceva, o să o fac. Cu riscul de a fi dat afară. Ce? Să mă dea afară. Dar vreau să lămuresc un lucru. Apropo de ce am spus eu în Consiliu și nu am înțeles, chiar nu am înțeles reacția de luni. Știu că ședința a fost joi și luni ne-am trezit că nu se mai fac zilele orașului. Bun, nu se mai fac, nu se mai fac. Eu sunt convinsă că cine a decis lucrul acesta este un strateg extraordinar de bun și știe ce face. Atunci, dacă știe ce face și este mai bun decât ceilalți, să-și asume acest lucru și să facă mai departe ce este mai bine pentru oraș. Orașul a ales acest om, orașul îl va reprezenta și primarul, domnul Vrabie, va fi reprezentat de oraș, nu? Adică este o legătură foarte strânsă și nu avem ce să facem. Da? Și știți ce se întâmplă într-un proiect? În momentul în care nu lucrezi cu oamenii în care ai încredere, cu oamenii că sunt simpatii, antipatii, mai sunt și alimentări de la diverse persoane, că au auzit că a făcut ca nu știu ce. Ca peste tot. Ca peste tot, da. Deci eu o iau de la mic la mare, da? Primăria nu este Everestul, da? Nu... Sunt eci de mii de primării, nu numai la noi în țară, peste tot. Fiecare om trebuie să aibă echipa lui. Dacă eu nu sunt agreată în această echipă, foarte bine, nu-i nimic. Înseamnă că nu este nivelul la care eu trebuia să fiu. Poate că trebuie să fiu la alt nivel. Nu? Apropo de ce am zis, eu nu... tocmai asta, având experiența aceasta culturală și având diversi prieteni artiști, cu care stau de vorbă la diverse activități, eu am sugerat ceva, da? Am înțeles atunci în ședință că este ok, adică chiar am fost întrebată, vreți să vă implicați? Și am zis, da, vreau să mă implic cu tot ce pot eu, cu cunoștințele mele, cu oamenii pe care îi cunosc. Să fie zilele orașului, nu știu, altfel decât au fost până de ședința ordinară. Da, dar în ședințele de comisii s-au purtat discuții? Da, s-au purtat discuții, bineînțeles, s-au purtat discuții. Eu sunt în Comisia de Cultură și Educație și Sănătate, da? Și vorbesc cu colegii mei de la Cultură, Educație și Sănătate. Și chiar atunci am spus. Pe marginea acestui subiect, ați adresat întrebări? Care, da, este nu direct primarului, am vorbit cu colegii mei, da? Și am adresat acolo. Cum ar fi, dacă ar fi, cum să facem să fie mai bine? Eu am o idee, poate e bună, poate nu e bună, ce credeți? Asta a fost ideea reacția mea. Reacția colegilor? Păi da, unii au zis că da, e ok, dacă știți mai bine, bine, dacă nu, de ce să ne băgăm? Nu mă refer doar la colegii din partidul pe care le reprezentați în Consiliul Local, mă refer și la ceilalți reprezentanți ai formațiunilor politice. Păi nu am stat de vorbă decât cu cei din... Din comisie, din Comisia de din Cultură, comisie, cine mai face și cu parte? Cei din, este vorba de doctorul Zisu, care este președintele comisiei, domnul Arslan Osghiun, domnul Feuzi Ismail și domnul Butnaru. Da. Și domnul președinte al Comisiei de Cultură? Domnul Constantin Zisu. Domnul Constantin doctor. Zisu. Da. A fost de acord cu propunerea dumneavoastră? Păi n-a fost nici măcar, o propunere. De fapt, ai adresat o întrebare și o sugestie. Și un schimb. Știți ce se întâmplă? Deci mă întorc tot la, la activitatea mea de scriitor, jurnalist, traducător. În România nu poți, dacă ești om de cultură, nu vei fi niciodată bogat. Da? Și atunci ai foarte mare grijă cum îți cheltuiești banii. Cum ți-i păstrezi pentru facturi, cum ți-i păstrezi pentru aia și pentru cealaltă. Da?
Eu am fost tot timpul o persoană economă și nu am, adică am preferat să dau bani pe cărți decât pe pantofi, ca să fiu sinceră, da? Asta nu înseamnă că am umblat descălțată sau mai știu ce. Dar, având această mentalitate, să spun, sau această direcție mai mult către cultură și către artă, mi s-a părut așa oarecum să dăm bani. Deci era vorba de, dacă stăm să ne gândim, 40.000 de euro, da? Și să dăm bani din acei bani, mulți puțin, nu știu acum exact, pe 3 zile, și asta am și spus în interviu, dăm acești bani și după aceea noi, artiștii pleacă și noi rămânem cu problemele noastre. Să știți că am fost oprită pe stradă și întrebată ce s-a întâmplat, de ce ești tu de vină de că n-au fost zilele mergei. Doamne, nu sunt eu de vină de că nu s-au mai ținut... Vorbim de 185.000 de lei. Da. Da. Pentru zilele mergei, bani pe care i-am aprobat. Nu a fost nicio... Este bine să repetați, da, pentru că sunt aprobat. Cetățenii ai municipiului Mergidia care, într-adevăr, din moment ce i-am aprobat și am ridicat... Așa am înțeles că dumneavoastră, nu, domnul eu consilier nu, eu nu Narcis Ion, și da, o să dau citire, da, comunicatului de presă, v-ați opus. Nu, deci nu m-am opus. Am vrut doar să se știe diferența dintre un act cultural, pentru că mi s-a spus că m-am opus unui act cultural. Zilele Megidiei nu sunt un act cultural. Putem să spunem că act cultural este festivalul Dan Spătaru, unde se strâng marii noștri artiști și alți tineri care vor să se facă cunoscuți pe scena din Megidia. Act de cultură este festivalul de teatru, da, Tanța și Costel. Act de cultură este tabăra pictorilor și tot așa. Noi avem foarte multe acte de cultură în Megidia. De aceea, de foarte multe ori când mi se spunea din afara orașului că ce se întâmplă acolo la voi în Megidia, Megidia este un oraș mort, îi contraziceam. Nu, domnule, Megidia nu este un oraș mort. Se fac foarte multe activități culturale. Veniți odată să vedeți ce se întâmplă în casa de cultură. Da? Să vedeți câte activități sunt acolo, cum muncesc oamenii aceia de drag, câți copii vin cu premii la pian, la dans, la balet, la cântec, la folclor și așa mai departe. Pentru că de aceea, scuzați-mă, a spus de festivalul Dan Spătaru, o telespectatoare spune, da, și biletele le cumpără tot cei de la primărie, doamna consilier. Să fim serioși. Cum să le cumpere? Sala este plină. Câți oameni sunt în primărie și sala este plină. Anul trecut am fost, era sala plină. Eu mi-am cumpărat bilet. Într-adevăr, locuri acum sunt puține. Sunt 500 poate de locuri. Poate că sunt cetățeni care își doresc să fie prezenți. Bun, dar ne sala... gândim. Cetățenii au acum diverse moduri de a se adresa. Nu mai este ca înainte, trebuie să stai la coadă. Au diverse moduri de a se adresa primăriei. Există paginile de Facebook, există ziarele, există, nu știu, pot veni chiar și la primărie în audiențe. Nu mai este chiar atât de complicat să spui ce te doare. Dom'le, noi vrem asta, asta și asta. Poți să faci poze să trimiți. Uite, aici nu-mi convine ce s-a întâmplat. În partea asta la altă avem o problemă. Și cetățenii fac asta. Din ce am urmărit eu. În perioada campaniei chiar era o vervă așa, când toată lumea își spunea problemele de pe strada Cutare, de pe, nu știu, din cartierul Cutare, țeava Cutare, canalizarea Cutare. Acum ar trebui ca aceste lucruri să continue. Să ni se spună mai departe ce mai este de rezolvat în oraș. Și în momentul în care toate aceste probleme se adună și începem una câte una să le rezolvăm, vor fi mai puține probleme, ele nu vor dispărea oricum, niciodată. Dar atâta timp cât există bunăvoință, lucrurile acestea se vor rezolva. Eu cred foarte mult că lucrurile astea se pot face. Chiar colegul dumneavoastră, Narcis Ion, a afirmat că în 2015 s-a cheltuit o sumă aproximativ egală cu cea din 2016 pentru 7 zile de eveniment. Da. Iar acum s-ar fi organizat doar 3 zile. Da. Și vorbim despre o sumă pe care aproape echivalentă, da. Echivalentă, da. Da. Asta v-a determinat pe dumneavoastră să declarați că s-ar fi cheltuit foarte mulți bani?
Anul trecut? Dacă stăm să ne gândim ce a fost anul trecut și ce s-a întâmplat în anii trecuți cu zilele Megidiei, foarte puțină lume este mulțumită de ce se întâmplă. Da? Mici putem să mâncăm în fiecare zi, dar nu putem să ne strângem oriunde să mâncăm mici sau să vedem spectacole sau poate că totuși ar trebui să schimbăm felul în care se fac aceste zile ale Megidiei, modul de organizare și să știți că în Megidia sunt oameni care au un nivel de educație peste liceu. Haideți să ne adresăm și lor în momentul în care facem o activitate. Nu numai celor care au școală generală și liceu pe care îl termină așa cum îl termină, da? Adică muzică, nu știu, manele sau mai știu eu ce. Toate genurile. Toate genurile, toate, dar... dar eu chiar am o problemă cu banii aceștia, deci și mi-asum, mă dă afară din partid să mă dea cine vrea, eu mi-asum ceea ce spun acum, eu chiar am o problemă. Atâta timp cât nu avem aici nici micul Paris, nici nu suntem în Viena, nici nu suntem nu știu unde și nu suntem municipiu european, că nu suntem, da? De foarte multe ori am spus este eu, foarte greu. Păi asta e, na. Dușmanii nu, vin, pleacă. Nu arată. Nu arată, este un oraș gri. Doar, am venit. Doar plătim taxe și impozite. Păi la da. De municipiu. Păi da, dar deci, tocmai în momentul în care toate aceste probleme, investiții, modernizare. Sigur, nu avem locuri de muncă. Haideți să ne gândim un pic, da? Deci haideți să facem un calcul, dacă vreți să facem un calcul, da? Să presupunem că vine o trupă, da? Care vrea 8.000 de euro. 8.000 de euro pe care ia la o cântare, da? 8.000 de euro cât înseamnă? 320 de milioane, nu? Cam așa, 320 de milioane vechi, da? Păi câți oameni vin la un concert? Își permite omul de rând din Megidia să plătească, dacă n-ar fi zilele Megidiei și dacă ar veni o trupă în afara zilelor Megidiei, da? Își permite omul din Megidia care nu are loc de muncă să dea 100 de lei pe bilet? Nu, n-ar veni nimeni dacă ar fi 100 de lei biletul. Nu? Deci ar fi cam 350 de milioane un concert de 2 ore, 3 ore. Da, și părerile telespectatorilor noștri sunt pe aceeași lungime de undă cu ale dumneavoastră. Nu, deci suntem este un în oraș afara mort, ceea ce spun acum. Dar merităm și noi ceva frumos, păi spun telespectatorii. Ceva frumos, așa este, merităm, ceva frumos de calitate. În momentul în care toate un problemele... Un astfel de eveniment să culturalizeze, în primul rând. Da. Și să ne distreze, dar și să ne culturalizăm. Păi sigur, dar în momentul în care toate problemele noastre sunt rezolvate, în care nu mai sunt scurgeri de apă, canalizări care miros, străzi nefăcute, școli care nu sunt încă renovate și multe alte probleme pe care le are orașul Megidian, care, în momentul în care toate aceste probleme sunt acoperite, foarte bine să vină oricine să cânte. Dar trebuie să existe buget pentru așa ceva. Și acest buget pentru zilele Megidiei a fost aprobat. De ce nu s-au făcut și de ce, nu știu, cine zice că sunt incomod, să spună mai departe. De ce nu s-a făcut? Bine de spus, ce nu pentru s-a făcut? Că rectificarea bugetară a fost aprobată. Da. Adică, înțelegeți? Da, înțeles. Urma execuția. Păi trebuia să se facă, da. Numai că dacă lumea s-a trezit mai târziu și știți ce se întâmplă? În momentul în care pui la punct un concert, în momentul în care deja faci vorbele cu un artist, păi artiștii nu știu de azi pe mâine unde se vor duce. Ei știu cu 6 luni înainte, cu un an înainte unde vor avea spectacol. Da? Ștefan Bănică Junior știe de pe acum ce va face în decembrie. Și știe din iunie sau din mai, da? Eu am făcut un scenariu pentru Sala Palatului, din mai se știa că va fi în octombrie. Pe 8 octombrie va fi acest... Nu se fac lucrurile așa de pe o zi pe alta. Nu se și fac în momentul în care, cerut o transparență. Și în momentul în care s-au pus, s-au semnat contractele, s-au făcut demersuri, toată lumea a bătut palma, nu poți să vii dintr-o dată să zici nu se mai fac. Că
Nu, deci nu are logică. Nu se mai fac pentru că urmează asfaltarea celor 150 de metri. Da, și când aici. Când va fi această asfaltare? Așa de mult costă 150 de metri? Dumneavoastră ați specificat suprafața? Nu, n-am specificat, să știți că eu chiar am urmărit... Poate fi asfaltată... Nu, n-am specificat, pentru că nu știu. Nu, a spus doar că avem... Nu, dar eu am zis-o la modul general. Haideți să facem și străzi, hai să facem și aia și aia. Și n-a fost un discurs politic. Pur și simplu stau de vorbă cu oamenii pe stradă când mai ies și eu din calculatorul meu după ce mi-am terminat deadline-urile pe care le-am de făcut pentru diverse traduceri, da? Când ies de acolo, ies pe stradă și oamenii spun, avem nevoie de aia, de aia, de aia. Oamenii mă trag avem de mânecă. Avem nevoie de aia, de aia. De ce? Uitați ce spune Manu Adrian. Poate aveți de gând să amenajați locurile de joacă pentru copii cu banii ăia. Păi da. Poate. Banii aceia ar trebui să, da, să se facă altceva cu ei, dacă tot nu s-au folosit pentru bugetul Megidiei. Și o spun iar cu riscul de a incomoda. Știți ce se întâmplă? Fiecare om în casa lui este gospodar, da? El știe ce are de făcut. Astăzi, nu știu, luna asta îmi fac gardul, luna cealaltă își pune bani deoparte pentru gard, apoi își pune bani deoparte pentru un trotuar, apoi își pune bani deoparte să-și renoveze baia și tot așa. Știe din timp ce are de făcut. Așa este și într-un oraș. Trebuie să facem ce e mai urgent, asta, asta, asta. Noi când ne mai distrăm? Păi ne distrăm în septembrie, că așa este obiceiul, în septembrie ne distrăm. Păi da, haide să pregătim terenul din martie. Cam așa se întâmplă lucrurile în lumea artistică. Nu poți să îi spui unui... Normal că dacă îl iei din pripă și îi spui cu 3 zile mai devreme, ăla o să-ți ia o sumă enormă. Eu despre asta am vrut să vorbesc și asta... Deci eu aș fi putut să-mi dau consilierea pe așa ceva cu cea mai mare plăcere... În condițiile în care faceți parte și din Comisia de Cultură. Păi sigur, dar de ce... Nu ați fost consultați de către reprezentanții? Nu, de asta am și întrebat cine face zilele Megidiei și cine... Adică aș fi vrut să știu și eu dacă tot sunt acolo. Pentru că eu trebuie să dau un răspuns oamenilor care mă cunosc. Ce facem? Adică mă întreba oameni, cine vine de zilele Megidiei? Ce facem? Pe cine vedem? Și eu nu știam absolut nimic. Și mi s-a părut firesc să întreb cine se ocupă, să stau și eu de vorbă cu omul ăla și să-i mai zic că poate pot să-i aduc artiști la sume mai mici. La un preț mai mic. Da. Și banii care rămân, dacă mai rămân, că zilele Megidiei nu înseamnă numai trupe, mai înseamnă și alte eforturi, mai înseamnă scena, tehnicul, oameni care se implică, nu știu, poate mai erau și alte activități, dar odată cu zilele Megidiei au dispărut și activitățile culturale. Adică avem copii la Casa de Cultură care aveau diverse activități și când ies ei pe scenă? Ies pe scenă de zilele Megidiei. Când își dau, când își arată talentele în fața părinților, în fața bunicilor și în fața atunci când sunt zilele Megidiei, da? Când cântă ei mai bine și când se pregătesc să cânte la și pian. Și să înțelegem că nu erau cuprinși în program, nu făceau parte. Nu știu absolut nimic despre program. Eu de asta am și cerut a fost să întreb. Publicat. De asta am vrut să întreb. Dar, ok, ce să facem mai departe? Ce să fac mai departe? Sunt pusă de papițoi acolo în Comisia de Cultură să nu întreb nimic, să nu fac nimic? La ce ați făcut referire dumneavoastră când ați solicitat transparență? Exact la ceea ce v-am spus, adică ok, sunt banii ăștia, pentru ce cum sunt? Vor fi cheltuiți banii? Da, pentru ce cât sunt? Cât costă artiștii? Cât costă artiștii? Tehnicul? Cât ok, și după aceea, după ce se terminau zilele Megidiei, trăgeam linie și puteam în grup, da, cu cine a organizat sau, mă rog, cine n-a mai organizat, să tragem linie și să spunem, uite, aici am greșit, aici puteam să facem altfel, aici puteam să venim cu o altă strategie. Aici puteam să vorbim cu altcineva care nu ne-a făcut probleme, pentru că și în lumea artiștilor sunt foarte multe probleme, sunt foarte multe orgolii și trebuie avut grijă cu asta. Adică tot timpul trebuie să existe un moderator care să facă legătura între ăia și ăia și ăia și ăia. Da. Și chiar dacă face, oricum toate băciucile se vor sparge în capul lui. Sunt artiști care nu vor să... numele lor să apară pe afiș cu numele altor artiști. Da, bineînțeles, sigur. Sau să și atunci, urce pe scenă după nu știu care artist, da, sau înainte. Da. Și atunci, atunci trebuie să te gândești foarte bine, mă, cel care organizează îi cunoaște.
stai puțin, că dacă îl chem pe ăsta se supără la alt, dacă îl fac pe ăsta se face altceva. Și este o aiureală de nedescris. Ele, zilele orașului oricum se vor face, dar cei care se ocupă de asta sunt stoși de vlagă. Că se vor face zilele orașului? Nu, n-am informația asta, chiar noua. Dar nu știu dacă va reveni. Nu știu dacă va reveni domnul Vrabie. Este important mi se pare să revină, pentru că dumneavoastră i-ați informat pe telespectatori. Și repetăm, bugetul zilelor Medgidiei a fost aprobat. Da, vă rog să repetați. A fost aprobat. A fost, da. Da. Domnul primar, de fapt, a hotărât singur că nu se vor mai face zilele Medgidiei? Nu știu, doamna. V-ați mai întâlnit dumneavoastră, consilierii, cei care ați deranjat, nu, între ghilimele? Deci am crezut. Ați fost invitați să stați de vorbă? Nu. Nu, ne-am trezit cu acest comunicat. Poate că ajungeați la un punct deci comun. Mi se pare oricum, da, este o lipsă de comunicare sau o lipsă de încredere mai exact. Asta ne este spune. Și nouă dator cu un răspuns și chiar îi acordăm dreptul la replică. Important este să spună cine a luat această decizie. Noi am înțeles că domnul primar, atâta timp cât a fost semnat comunicatul de presă. Nu se vor mai face, da? Păi, v-ați opus, ați blocat un act cultural. Da. În direct, i-am acordat dreptul la replică. Domnul Ion spune, doamnelor, explicați cetățenilor că bugetul zilelor Medgidiei a fost aprobat. Primarul... Asta a spus toată emisiunea. Da. E bine asta să repetați, poate emisiunea, că sunt telespectatori care au dat numai târziu la televizor. Unanimitate a fost aprobat. Și dumneavoastră ați chiar votat. Doamna Țuțu, deci chiar dacă se aprobă ceva, părerea mea, adică am avut 11.000 de ședințe, asta este una din multele ședințe din viața mea, că au fost de redacție, că au fost de serviciu, că bine, și redacția este tot un serviciu. Chiar dacă era un moment în care cădeam cu toții de acord să facem ceva, trebuiau să fie voci care să spună, dar e mai bine să facem așa sau așa, vreți să-mi ascultați părerea? Bine, eu am spus-o ca să nu avem surprize, să nu ne mirăm după aia, da? Ați dat o dată de un exercițiu democratic în păi ședința asta de consiliu. Asta am și crezut că este ședința de consiliu. Pentru că totuși trăim într-o societate consiliu democratică. Da, adică trebuie să discutăm de ce e așa, de ce nu e așa. Trebuie să ascultăm părerile tuturor ca să putem cădea de acord, da? Să cădem de acord, inclusiv și în faptul că nu suntem de acord, da? Și atunci nu mai există tensiuni, nu mai există, nu știu, revoluții, nu mai există incomoditate și așa mai departe, da? Mie mi se par lucrurile foarte, foarte simple. Așa au fost, întotdeauna mi-am simplificat viața. Mă duc cu toată dragostea și cu toată încrederea și cu toată experiența pe care am acumulat-o până acum în domeniile de care v-am spus mai devreme și vreau să fac lucrurile în funcție de ceilalți, că suntem o echipă. Dacă ăla tace și pe urmă îmi spune mie pe hol că nu i-a convenit ceva, nu mă interesează părerea lui. Spune-mi atunci nu când ești față în față. Da. Adică spune-mi atunci că nu este ok ce am spus. Și eu mă retrag, adică îți ascult punctul de vedere, mă gândesc la el și încerc să te înțeleg. Aici este vorba despre empatie, da? Dacă nu ai această empatie, degeaba îmi spui tu mie la sfârșit că nu ți-a convenit fost, nu știu ce. Am fost de acord cu tine, colega. Foarte bine, dar dacă nu ți-a convenit, ce să zic? Și am înghițit noi eram ceva aici, de genul acesta. Noi eram aici să discutăm. Ceva. Da, noi eram aici să discutăm. Nu eram aici să ridicăm mâinile. Pentru că reprezentați interesele cetățenilor. Păi asta e, dacă nu... Iar dacă cetățenii, într-adevăr, că s-a spus și despre referendum, dacă cetățenii, într-adevăr, la acel subiect, stimată doamnă. Ce spune Ion Ionescu? Doamnelor, explicați cetățenilor că a fost aprobată suma, deci banii pentru zilele Medgidiei. Primarul a hotărât singur să nu facă aceste zile. Din asta punct de vedere legislativ, nepunerea în executare a unei hotărâri a Consiliului Local este abuz în serviciu. Adică primarul poate avea o gravă problemă. Consilierii locali sunt datori cu niște întrebări. Eu la sunt aici și vă răspund. Sunteți datori să ne informați și pe noi, presa și pe cetățeni. Este foarte important să știm, de fapt, cine a luat această decizie. Repet, din comunicatul
care s-a făcut public și chiar circulă pe site-ul de socializare, reiese că domnul primar Valentin Vrabie, pentru că o să dau citire, consilierii locali blochează actul cultural în municipiul Mercidia. De aici vă dați seama că persoanele care au lecturat acest comunicat de presă au zis: consilierii sunt de vină, au blocat actul cultural în Mercidia. Primăria municipiului Mercidia anunță anularea evenimentului Zilele municipiului Mercidia din cauza atitudinii ostile, a disprețului și declarațiilor tendențioase manifestate de o parte a consilierilor locali în cadrul ședinței ordinare desfășurate în data de 31 august. Mă opresc aici. Deci, datorită atitudinii ostile, a disprețului și declarațiilor tendențioase. Da, vă dați seama că dumneavoastră când am ați declarat la Alfa Media. Ați declarat și ați spus, de fapt, și ați adresat niște întrebări în timpul ședinței de Consiliu. Da. Ce a deranjat? Că ați solicitat, ați cerut transparență? Eu nu știu ce a deranjat și nici nu vreau să mai îmi bat capul cu așa ceva. Atâta timp cât în timpul ședinței domnul primar mă întreabă: vreți să vă implicați? Și eu spun da. Nu știu unde este problema. Chiar nu știu. Eu am citit acel comunicat și m-am ufnit râsul. Am zis că, mă, o fi dispreț o glumă. Față de ce? Față nu de știu, cine? Nu știu ce dispreț a fost și cum a fost văzut, perceput. Asta e. Până la urmă, eu am publicat și pe blogul meu poziția mea. Poate fi citit acolo pe www.howardpress.com. Este poziția mea, este interviul dat de către televiziunea dumneavoastră, altcineva nu mi-a mai solicitat părerea. Sunt niște lucruri pe care le-am spus la modul general, tocmai pentru că sunt un om econom, da? Pentru că trăiesc în România și trebuie să fii econom ca să poți să supraviețuiești, mai ales oamenii care muncesc fac asta. Și nu le place să dea, acestor oameni nu le place să dea banii așa aiurea în tramvai, mai ales că știu cum se întâmplă lucrurile în lumea culturală, în lumea artiștilor, în lumea impresarilor și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le-am discutat de nenumărate ori, chiar și în emisiunile pe care le-am avut la Litoral TV. Eu m-am implicat în viața Megidiei, am adus de 3 ori caravana Litoral TV, pentru că eram producătorul emisiunii. Odată am adus o... Deci prima caravană Litoral TV pe care am făcut-o a fost în orașul meu, în Megidia, pentru că mi s-a părut normal să vin aici mai întâi. A doua caravană am făcut-o la UDTTMR-ul de aici, din Megidia. Și a treia caravană am făcut-o exact pe cultură cu domnul Marian Iordache și cu toți consilierii săi la Casa de Cultură din Megidia. Și chiar și la peșteră ați fost când era domnul Am fost Valentin și la peșteră, da. Primar. Da, aceea a fost a doua caravană. Am fost peste tot cu caravana timp de un an de zile, eu și cu colegii mei, Enache Tuja, Lavinia Siclitaru și Silviu Calotă, tocmai ca să simțim pulsul celorlalte primării. Vă rog să mă credeți că știm ce se întâmplă în administrație, suntem perfect documentați, da? Și în momentul în care cerem transparență este ca să nu aibă și de fapt este și o protecție a primarului atunci când cerem transparență. O protecție a consilierilor locali, da? Pentru că tot ei sunt trași de mânecă. Ce faceți voi acolo? Dormiți? De ce ridicați mâna? Asta o să vă întrebe cetățenii. Ce faceți? Și tot ei sunt cei care după 4 ani de zile îi sancționează pe cei care au considerat că n-au făcut nimic. Dar după aceea cetățenii vor... deci știți ce? Că tot vorbesc de rolul acesta de moderator. Rolul unui primar este acela de a modera. Ăsta este rolul lui cel mai important. Este un rol de onoare. În momentul în care nu știi să moderezi lucrurile, nu știi să-ți asculți oamenii, echipa, că n-ai încredere în ei, dar poate că o să ai, poate că nu știi ce pot face acei oameni, poate că trebuie să te apropii mai mult de ei. Nu vorbesc de primăria Megidia, vorbesc de toate cele primării, cele 42 de primării în care am fost timp de un an jumate cu caravana Litoral TV și asta am observat. Întotdeauna în orașele, în orașele sau în localitățile în care primarul era un bun moderator, lucrurile mergeau. Și mergeau fără tensiuni, mergeau fără revolte, mergeau fără aceste alimentări sau încrâncenări. Sau... În momentul în care un primar este un foarte bun moderator, atunci lucrurile merg în oraș. Pentru că se ține cont și de părerea cetățenilor. Dorește să stea de vorbă doar cu anumiți jurnaliști,
Dumneavoastră nu puteți să spuneți că este un bun moderator. Pentru că nu mi s-a întâmplat. Da, dumneavoastră deranjați, noi Alfa Media deranjăm, dar nu știm cum am deranjat, pentru că reporterii doar au fost prezenți și au prezentat un caz social, tot repet, prezent, pentru că vreau să se înțeleagă că suntem prezenți și ne interesează viața comunității. Și a fost foarte deranjat și a spus că nu vrea să vorbească și atât. Bine, dar stați puțin, acesta este chiar rolul presei, de a deranja, de a fi incomod, de a pune întrebări. Dar instituție publică, doamna consilier. Nu am fost acasă, nu am fost nici pe un teren privat. Într-o instituție publică unde chiar jurnaliștii trebuie să fie prezenți, pentru că trebuie să informeze comunitatea. Sunt cetățeni care lucrează și ajung acasă foarte târziu sau lucrează în mai multe, au mai multe joburi și nu-și permit să fie pe ușa primăriei și așteaptă o informație. Da. Sau ni se adresează nouă, primim un mesaj pe site-ul de socializare, pe mail-ul televiziunii și la rândul nostru căutăm un răspuns. Deci noi suntem liantul dintre o instituție publică și comunitate. Da. Asta trebuie să se înțeleagă. Dar cred că se înțelege foarte sper bine. Sper să se înțeleagă, dar vrem să fim respectați așa cum sunt respectați și alții. Și repet, presa și critică și laudă. Critică în condițiile în care nu se face, nu vrea să se facă, sau dacă cetățeanul vine și sesizează o neregulă, o problemă, sau de o ușă închisă, de o atitudine din partea unui funcționar public, eu ce să fac ca jurnalist, să aplaud? Să-i întorc spatele cetățeanului? Nu! Nu, trebuie să verificați, bineînțeles. Bineînțeles, am dat dovadă, cred că, de obiectivitate. Noi nu prea suntem obișnuiți de 26-27 de ani încoace să mai și fim verificați. Asta este problema societății și din această cauză cred că nu se schimbă mentalitatea. În momentul în care oamenii aud cuvinte ca transparență, buget, de ce nu se face... Nu e o teamă, e pur și simplu, nu sunt obișnuiți cu asta. Nu știu, știți ce se întâmplă? Eu acum vorbesc, sunt ca omul acela care tot ce vorbești se întoarce împotriva ta, dar eu mi-am asumat acest rol. Și eu la fel, și o să vorbesc în continuare. Dacă voi fi în continuare incomodă și cetățenii au nevoie de oameni comozi în Consiliu, nu este nicio problemă. V-am spus, eu am ce să fac și chiar mi se liniștește viața, exact așa cum am și declarat pe blogul meu, că n-am unde să declar în altă parte decât probabil la dumneavoastră în emisiune și pe căile mele de comunicare. Ne luăm la revedere. Dacă nimeni nu are nevoie de această experiență a mea, nu este nicio problemă. Vor fi alții care vor avea nevoie și se vor liniști lucrurile. Da? Vor fi oameni comozi care vor face treabă. Ați primit semnale că s-ar fi cerut excluderea dumneavoastră din partid? Nu, n-am primit așa ceva. N-am primit așa ceva, dimpotrivă. Partidul, v-am întrebat pentru că... Partidul mă susține, dar eu nu știu care sunt jocurile politice la județ sau pe... De obicei se fac pe plan local. Eu v-am întrebat plan local pentru sau pe... că domnul... Da, imediat citesc, am un mesaj de la un telespectator, Marian, mi-a intrat imediat. Uh-huh. Fac apel pe această cale, spune domnul Valentin Vrabie, la președinții partidelor politice să-și facă o curățenie serioasă în interior și să elimine toți demagogii, frustrații și incompetenții care blochează actul administrativ. Avem nevoie stringentă de oameni de bună credință, interesați să dezvolte municipiul. Iar dacă reforma partidelor politice devine doar un concept învechit, voi lua măsurile care se impun. Intenționez să pun capăt acestui circ prin consultarea cetățenilor cu privire la desfășurarea unui referendum pentru alegerea unui nou consiliu local. Foarte bine să iasă cetățenii și să mai facă un referendum, că au mai făcut unul, cu apa. Când domnul Vrabie promitea în campanie că va fi apa un leu. Eu aștept să se facă... A spus, a mai făcut. Noi n-am auzit nimic. Păi nu a făcut un referendum când au ieșit oamenii și au semnat că să scoată... Au strâns semnături. Au strâns semnături, așteptăm, mă rog. Și noi să fim informați, deci, dacă s-a strâns aceiași oameni, numărul suficient de semnături, nu, deci, doamna, ca să aibă loc acest referendum. Nu este absolut nicio problemă. Poate să vină și, nu știu, dacă vor fi anumite jocuri politice, presiuni, înțelegeri și așa mai departe, că suntem ca în House of Cards, știți? Dacă ați văzut filmul acela House of Cards, este un film care trebuie văzut de absolut oricine. Dacă se fac...
și voi fi eliminată, v-am spus, eu nu am absolut nicio problemă. Eu am considerat că asta este datoria mea. După ce m-am format eu timp de 30 de ani în felul acesta, nu pot fi altfel. Nu pot, am încercat, nu pot să fiu altfel. Dacă nu spun ce, nu neapărat ce mă deranjează, nici măcar nu m-a deranjat ceva. Nu, pur și simplu am zis cerut că poate că ar fi mai bine să fiți informați. Dacă nu e mai bine să, păi spuneți-mi atunci, nu doamnă, nu e mai bine să. Avem un om extraordinar, expert și știe ce face și eu ziceam, ok, foarte bine, oricum aprobam bugetul, că vreau zilele Megidiei. Da? În contextul în care sunt voci care spun, lăsați-l pe primar să-și facă treaba, este prea păi devreme. Păi nimeni facă, nu i-a blocat activitatea. Noi ați cerut transparență, noi la rândul nostru, în calitate de jurnaliști, am cerut transparență și să primim niște răspunsuri. Dar noi cerem transparență. Bineînțeles. Adică eu nu m-am trezit acum să cer transparență. Așa se poate spune și despre consilierii locali. Lăsați-i să-și facă treaba. Încă deci este prea devreme să se ceară să fie eliminați. Apropo de partidele politice, ceea ce s-a întâmplat în Consiliu nu are absolut nicio legătură cu faptul că sunt în PSD, că ăla e în PNL, că ăla e în ALDE și așa mai departe. Am fost acolo aleși, în primul rând, ca oameni, nu ca reprezentanți ai partidelor politice. Știm, cred că, fiecare om de acolo din Consiliu cu ce se confruntă cetățeanul normal din Megidia. Știm care sunt problemele lui. Am trecut printr-o campanie, am trecut prin ani de ăla de presă, ăla de administrație, ăla de afaceri. Deci știm pe domeniile respective care sunt problemele. Nu e nevoie de un partid să ne spună și să ne pună vorbe în gură, nici n-ar putea să facă așa ceva. Nu cred că există un partid care să spună, băi, tu ce faci acolo, iar vorbești în plus. Atâta timp cât nu jignești pe nimeni, nu insulți pe nimeni, vrei ca lucrurile să meargă, de unde, astea sunt niște cuvinte foarte mari, frustrați, aroganți sau ce, nu mai țin minte ce zicea acolo. Nu poți să pui calificative așa oricum pe niște oameni, fără să stai de vorbă cu ei. Ok, nu ți-a convenit în Consiliu, ai o ședință separată cu oamenii aceia. Ce s-a întâmplat, măi? Hai să vă explic eu care-i treaba cu zilele Megidiei. Uitați, așa. Asta înseamnă să fii moderator. Asta spune ciobanul Mirela, dacă știți problemele orașului, rezolvați-le încet, încet. Măcar să vedem că aveți binevoință. Da, deci haideți să ne înțelegem. Acest lucru nu se poate face. Un om vrea să rezolve problemele orașului și le va rezolva. Trebuie să înțeleagă telespectatorii, Consiliul Local este forul legislativ, micul parlament. Parlament local. Hai să spunem adunarea ad hoc a, nu știu cum era înainte, vocea Inițiați bătrânilor. Proiecte. Da. Se supun la vot. Se supun la vot, se discută și trebuie respectate hotărârile de Consiliu, dar trebuie contraziceri vor fi, pentru că fiecare om de acolo are o altă experiență. Ăla vine, exact cum v-am explicat, ăla vine cu o experiență așa. Până la urmă, toate aceste păreri se strâng undeva și se ține cont de ele. Așa sau așa sau așa, asta nu-i bună, asta nu-i bună, dar se discută, da? Asta pe parcă trebuie să se întâmple. Inițiat, se discută. Da, se trebuie discută. Să existe aceste discuții. Păi de ce? Dar stai puțin, dar eu poate am poate o întrebare. Poate când sunt consilieri care vin cu amendamente. Să vină, normal, trebuie au să se discute cazuri. Și alea. Ok, deci, să fim foarte bineînțeleși, este o echipă de oameni. Nu poți să vii singur, nici domnul primar nu poate să vină singur și să zică eu o să rezolv problema. Nu, problema aceea nu se rezolvă că vine primarul. Problema, pentru că primarul are în spatele lui un aparat administrativ, legislativ, oameni care se ocupă de. Cu cât sunt mai buni oamenii în meseriile lor, da? Cu cât sunt mai profesioniști, cu atât lucrurile se vor rezolva mai repede. Pentru că tot din experiența mea spun că decât să lucrez cu unul care nu știe ce face la locul în care este pus, mai bine o lași baltă. De aceea eu acum spun cu foarte mare responsabilitate că decât să fac un proiect cu oameni care îmi pun piedici, mai bine nu-l mai fac. Probabil că așa gândește și domnul Vrabie. Dar este... eu totuși probabil sper, că așa gândește, nu, dar eu cine totuși, sunt acei oameni care pun piedici? Eu totuși sper că aceste lucruri se întâmplă doar pentru că suntem la primele ședințe și nu ne cunoaștem unii pe alții. Pentru că în momentul în care ne vom apleca fiecare asupra experienței fiecăruia, atunci lucrurile vor merge și atunci
când discuți cu cineva, chiar dacă pe moment se pare că nu te înțelegi cu omul acela, în momentul în care începi să discuți, el vine cu un punct de vedere, tu vii cu altul, tu spui, uite așa, pentru că eu știu că am făcut așa și așa și așa, lucrurile nu se mai agravează. Dar dacă nu stai de vorbă și crezi că, atunci da, se agravează, pentru că noi oamenii suntem făcuți să ne facem tot felul de scenarii paranoide de cele mai multe ori. Și apoi începi cu discuții, ăla e frustrat, ăla e nu știu cum, ăla e... Arogant? Da, arogant, da, poate că ție ți par așa. Dar nu crezi că un om are o anumită aroganță tocmai pentru că știe ce face? Și nu pentru că îți vrea rău sau că vrea răul orașului? Dacă și oamenii care urmăresc această emisiune, dacă acești oameni cred că rolul unui consilier local este să stea smirnă în ședință și să nu spună nimic și are nevoie de oameni comozi care, ce zice primarul Vrabie, aceea să zică hop și să facă treabă, foarte bine să facă referendum, nu e nicio problemă. Nu este absolut nicio problemă. Și consiliul local are nevoie de primar, dar și primarul are nevoie de consiliul local. De aceea, este deci nevoie de o conlucrare pentru acesta cu bunul mers știți al problemele rezolvațiile. Nu e așa. Știm problemele, trebuie să le rezolvăm împreună, nu le rezolvăm așa, ies eu din casă și rezolv o problemă. Ies eu din casă și torn ciment pe o stradă. Nu e chiar așa. Acestea trec printr-un consiliu de administrație. Așa cum a trecut și acest proiect inițiat de primarul Valentin Vrabie. Da, deci haideți pentru treaba este simplă, doamna. Să prezentăm totuși pașii și să tragem o concluzie. Da. A fost inițiat proiectul, s-a discutat prima dată în ședințele de comisii. Da. V-ați expus și acolo punctul de vedere, ascultat discuții cu... Nu mi-am impus acolo, deci eu n-am v-ați impus nimic. Ați adresat niște întrebări. Ce, da. Oare cine, ce, cum? Cum n-am primit niciun răspuns, că pe semne nu știa nimeni, am zis să întreb în ședință. Și? Da. Adică nu m-am dus, poate că aici a fost greșeala mea. Deci poate aici cum a fost greșeala mea. Eu, poate că ar fi trebuit să mă duc înainte de ședință, să bat la domnul Vrabie și să-l întreb, domnul Vrabie, ce facem aici, cine face, cum face, poate că așa trebuia să fac, nu știu, eu v-am spus, sunt începătoare, dacă asta a fost greșeala mea, mi-o asum, data viitoare nu o să mai fac și, nu știu, dacă voi mai fi, nu o să mai fac. Ați intervenit, da. S-a supus la vot, da. Proiectul a fost votat. Da. Atenție, stimați telespectatori, cetățeni ai municipiului Medgidia, proiectul a fost votat, rectificarea bugetară a fost votată. Da. Următorul pas. Să se facă zilele Medgidie. Să se facă zilele Medgidie, adică această hotărâre de Consiliu. Da. Da. Să fie pusă în executare. Sigur, da. Acesta este pasul care urmează să se facă, spunem noi. Da. Nu știu de ce, dar avem așa, doamna, o presimțire că se vor face, că vor fi zilele Medgidie, că vor fi zilele recoltei. Da, să se facă. Noi am fost deja de acord. Sărbătoarea orașului așteptată cu nerăbdare. Noi am fost deja de acord. De către comunitate. De acum să mai spună și comunitatea să facă ce are de făcut. Pentru că vocea cetățenilor este de fapt cea care contează. Și cu cât sunt mai mulți, cu cât sunt mai mulți care își expun părerea, cu atât este mai bine. Și să nu se limiteze doar la comentarii pe Facebook. Pentru că să știți că oamenii ocupați nu prea au timp de Facebook. Socializare. Ce spune Simel Cornescu? Lăsați-l pe Vrabie să-și facă treaba. Păi să-și facă, asta spune voi. Ne-ați convins și ne-ați lăsat rece. Voi cine? Nu consilierii. Știu la cine face referire posibil. Da. Da. Așa că îl lăsați pe domnul primar să-și facă dacă l-am lăsat pe cetățeanul respectiv rece, nu este nicio problemă. Sunt alții care s-ar fi încălzit. Sunt opinii diferite, opinii. Da. Da, noi le-am dat citire pentru că dăm dovadă de obiectivitate și de corectitudine. Da, foarte bine. Revine Ion Ionescu, Consiliul Local are bunăvoință? Da, pentru faptul că s-a votat proiectul inițiat de primar. Dar nu a fost singurul proiect votat. Bineînțeles. Au fost adică a fost votat bugetul pentru zilele orașului. Bugetul a... Deci ce... Dacă asta este problema acestui oraș... Nu de dezinformăm pe nimeni. Clar, noi chiar
informăm și am pus acest spațiu la dispoziție și doamnei consilier Zuleiha Socaciu, așa cum au fost cu puțin timp în urmă prezenți doamna consilier Georgiana Nariță și domnul consilier Nicolae Păun, la fel și dumneavoastră, a fost invitat să precizez și colegul dumneavoastră, domnul consilier Narcis Ion, dar din motive personale am înțeles că are niște probleme de sănătate și a promis că va fi prezent. Da. Și domnul consilier. Data viitoare îi cereți și lui părerea și... Bineînțeles, așa că nu dezinformăm pe nimeni și nici nu ne-am făcut... Da, știți ce se întâmplă? De fiecare dată când... Cel să-l denigrăm pe primar, nu înțeleg cum îl denigrăm, pentru că sunt și... Nu, știți, noi am mai avut persoane în care... perioada campaniei și înainte de campanie am avut emisiuni în care am vorbit despre comunicare și v-am spus atunci că este cel mai ușor lucru de făcut, dar și cel mai greu. Oamenii din diverse temeri, din diverse frici, poate pentru că nu se pot exprima așa cum trebuie, poate că le e teamă de felul în care este perceput mesajul lor, preferă să tacă. Din punctul meu de vedere este o greșeală. Chiar dacă ai impresia că rănești pe cineva, mai bine îi spui în față decât pe hol sau nu vreau să insinuez absolut nimic pentru că nu am auzit vorbe sau ceva, dar simplu fapt că joi se întâmplă ceva și luni apare un comunicat de presă, eu, sau ce era ăla, că nu-i comunicat de presă. Amintiți-vă că după ședința de Consiliu Local a fost făcut public comunicatul care anunța că s-au aprobat banii pentru zilele MCD-ei. Păi da, tocmai de asta nu am înțeles ce s-a întâmplat în weekend. În acest context se naște întrebarea, unde este disprețul, unde este blocajul? Nu știm ce s-a întâmplat și cred că nu vom afla niciodată. Nu știu de ce am eu impresia asta, că nu vom afla niciodată ce s-a întâmplat și de ce nu s-au mai ținut zilele MGD-ei. Să înțelegem că domnul primar... și îl citesc pe domnul Ion Ionescu, își dorește consilieri care să voteze și să nu aibă dreptul la replică, să nu intervină, să nu aibă un punct de vedere. Dar tocmai asta vă spun, orice, că mie nu mi s-a părut după ședință. Iar că mai domnul primar ar fi avut ceva. Spectator, da. Pot da o soluție mai bună. Mai multe păreri pot da o soluție mai bună. Era o replică care spunea mai multe capete la un loc. Fac mai bine decât unul singur dintr-o piesă de teatru. Da, ce să zic acum, dacă vrem capete lineare, mediocre și comode, vom avea aceleași soluții pe care le-am avut și până acum sau poate chiar mai proaste, nu știu ce să spun. Eu însă am încredere că a fost doar o furtună în paharul cu apă, că lucrurile se vor așeza. Crezul politic al consilierului local Zuleiha Mustafa Socaciu rămâne același pe care l-ați făcut public în campanie? Păi da, eu asta sunt, merg mai departe, sunt un om constructiv care... Îmi place foarte mult să ascult oamenii. Înainte de a lua o decizie, eu ascult pe toți, din echipa mea sau din echipele pe care le-am avut până acum. Nu pot să nu-i ascult pe ceilalți, pentru că de fiecare dată ideile cele mai bune au plecat dintr-un brainstorming, da? Că de asta este și acest brainstorming, ca să vorbim, să discutăm și să tragem. În momentul în care există respect reciproc, acest lucru chiar se va întâmpla în orașul Megidia. Schimbarea de care are nevoie toată lumea, încrederea în primărie, pentru că a fost zdruncinată rău de tot în ultimii ani, încrederea în administrația din primărie, sunt oameni foarte buni acolo, sunt oameni profesioniști. Tot ce trebuie să facem este să avem încredere unii în alții și să discutăm punctual problemele fiecărui cetățean în parte, atât cât ne permite timpul, că suntem și noi oameni și... sau să cumulăm, pentru că sunt probleme cam aceleași, da? Și atunci vedem, aici sunt probleme cu iluminatul public, aici sunt probleme cu străzile, aici sunt probleme... Păi facem o stradă, mulțumim, 10 familii, 15 familii, aia 150 de metri pe care eu nu i-am spus că nu mi-am permis să dau cifre, și aia 150 de metri poate că fac fericit
nu știu... Un cartier. Un cartier, da, exact. Că nu-și mai rup femeile tocurile sau mai știu eu ce. Că nu mai cade un copilaj de 5 ani și rupe dinții sau ceva. Sunt lucruri importante. La fel de importante erau și zilele Megidiei. De aceea le-am și votat. Mai spun o dată, am aprobat acel proiect. Ce s-a întâmplat de la vineri, din ziua de vineri, când s-a scris în presă, dar s-a trimis comunicat de presă, că totul e în regulă, că nu știu ce, până luni, nu pot decât să fac scenarii pe care nu aș vrea să le expun atâta timp cât nu sunt verificate. După anunțul privind anularea zilelor orașului, vă întreb pe dumneavoastră, ați discutat acest subiect cu reprezentanții partidului, colegii consilieri, cu viceprimarul municipiului Mercidia, cu primarul municipiului Mercidia, ați fost contactată? Păi da, pentru că vorbim, nu? Și nu am înțeles. Nu ați ajuns nu am înțeles la un numitor comun? Nu, n-am ajuns la un numitor comun și nu am înțeles, niciunul dintre noi n-a înțeles ce s-a întâmplat. Și atunci încep să te întrebi, bun, sunt o persoană incomodă. Ok, dacă din cauza mea se fac treburi în Megidia, am puterea să mă retrag, nu este nicio problemă. V-am mai spus, viața mea nu depinde de Consiliul Local din Megidia. Eu am din comentariile pe care le-am mai citit... Din culise, pentru că sunt jurnaliști și dumneavoastră, așa, acum îmi permiteți să intervin, din culise, vă rog. Eu știu da. Că dumneavoastră ați fost contactată de partid, să spun curtată. Nu ați bătut dumneavoastră la ușa partidului, nu. Și asta am înțeleg. Da. Acum, în condițiile în care... Nu, doamnă, eu nu sunteți persoana, consilierul care incomodează, deși n-ați incomodat, pentru că defect, este un defect profesional să adresați întrebări, să cereți să existați transparență. Defect. Eu așa, așa se spune. Eu nu-l consider defect. Cred că fiecare ne facem om treaba, în parte corect, ar da. Trebui să pună întrebări atunci când are o nedumerire. Accesul, fiecare om în parte. Nu numai noi ca jurnaliști. Accesul liber la informație. La informația da. Publică. Legea 544. Eu repet, pentru că sunteți jurnalist și de aceea da. Suntem cam pe aceeași lungime de undă. Deranjăm pentru că întrebăm. Nu da. Se poate așa ceva. Da? Libera exprimare. Avem dreptul să vorbim, să intervenim, să adresăm întrebări, chiar cu riscul de a nu primi și de a deranja. Da. Dar în condițiile în care... Știți că uneori și tăcerea este un răspuns. Bineînțeles, de foarte multe ori s-a demonstrat acest lucru. Acest partid v-a contactat. A avut nevoie de Zuleiha, da, da. Mustafa Socaciu? Da, eu nici nu mă gândeam să fiu în Consiliul Local. Nu mi-am dorit asta, tocmai, și revenim la ce ați spus mai devreme. Că eu nu cred că tot acest partid și cei care v-au curtat și au fost de acord și v-au propus să faceți parte da. Din echipă și să reprezentați formațiunea politică și dumneavoastră în Consiliul Local, eu nu cred că aceleași persoane o să spună, știți, doamna consilier, ați deranjat, vă rugăm frumos, aceasta este ușa, ne-am strâns mâna fiecare pe drumul lui. Eu nu cred. Nici eu nu cred, dar dacă s-ar întâmpla așa, înseamnă că acea formațiune politică, eu personal, nu mă încadrez în ea și atunci mă voi retrage singură. Pentru că am crezut în libertatea de exprimare, cred în continuare, am luptat pentru ea ani de zile și nu o să tac atunci când vreau să vorbesc. Nimeni nu vrea lucrul acesta. Nimeni nu este construit să-i spui taci din gură. Știu că se face educație de genul acesta în România. Taci din gură, eu te-am făcut, eu te omor. Nu este chiar așa. Și aici vorbim despre schimbarea mentalităților. Atâta timp cât reușești să-ți exprimi doleanțele, durerile, necazurile în public, da? Și să-ți asumi acest lucru, nu mă mai interesează pe mine că tu mai ai ceva de comentat în lipsa unui... nu știu, a unei ședințe, a unei întâlniri amicale, da, că mai sunt. Deci, plecăm de la micro și ajungem la macro, da? În momentul în care te întâlnești cu prietenii, vorbești despre un proiect, vrei să pui pe roate un anumit lucru, unul tace, mâlcă acolo și nu știe ce să zică, sau e de acord, sau nu știm ce este în mintea lui, presupunem că este de acord dacă nu te exprimi. Înseamnă că ești de acord, dar dacă ai plecat de acolo și ai început să comentezi, este strict problema ta, așa ai fost educat, mergi mai departe cum știi tu, dar nici nu vei face treabă. Pentru că nu poți singur să faci treabă și nu poți să faci treabă denaturând adevărul, nu poți să faci treabă
aruncând cu invective sau cu insulte sau cu injurii. Întreabă un telespectator, să fie dat afară din care partid? Doamna este consilier PSD. Eu sunt consilier PSD, da. Nu am Elghin nicio problemă. Spune, eu sunt de părere că doamna invitată la emisiunea dumneavoastră nu are dreptul de a vorbi peste domnul primar Valentin Vrabie. Nu. Da, nu ați făcut atitudine. Nimic bun până acum. Nu, n-am făcut. Acum, că nu mă când cunoaște, de zilele domnule. Orașului v-au apucat muncile, vrem dreptate. Luați-vă dreptatea. Ieșiți la referendum și faceți dreptate dumneavoastră, dragi cetățeni, dacă asta este dreptatea dumneavoastră. Deci, să ne înțelegem. Pentru că ne apropiem și de finalul acestei ediții, vă rog să repetați, dumneavoastră ați votat. Eu am aprobat primar... bugetul, domnul primar putea să execute aceste, să le organizeze. Să în executare hotărârea de Consiliul așa. Local. Deci, pentru mine treaba este foarte simplă, este o furtună în paharul cu apă, nu știm de ce, vom afla că... Sau poate că se vrea... Sau poate că se vrea eliminarea mea. Am spus eliminarea de la început. Sau ca zilele Megidiei să aibă loc în altă perioadă. Să aibă loc în altă perioadă, dar nu, că atunci spui, vreau ca zilele Megidiei să mai amânăm puțin, facem, nu știu, de ziua recoltă. Da, spun că ies la referendum, nu că să se facă. N-a fost de acord nu știu cine, când a fost de acord toată lumea. Interesant cu referendumul ăsta și eu sunt foarte curioasă, încă este din timp, dar și eu am niște întrebări pe marginea aceste etichete care tot circulă de ceva timp și a circulat și în campanie. Nu este nicio problemă, oamenii au... Se pare că Megidia este bogată la capitolul referendum. Da, să mai facem și treabă. Ce vreau să vă spun, apropo de n-are nimeni voie să vorbească peste primar, nu este adevărat, dragi cetățeni. Ori este dat afară din partid, între ghilimele, deci... ori este dat afară din oraș. Da, deci nu este adevărat lucrul acesta. Un primar este cetățeanul de onoare al locuitorilor și se supune locuitorilor care l-au votat. Asta este peste tot în lume și nu văd de ce n-ar fi în Megidia. Megidia nu este moșia nimănui, da? Să ne înțelegem. Și când ai un șef, lucrezi undeva, da? Și ai un șef și acel șef nu are dreptate, îi spui, băi nene, stai așa un pic. Eu muncesc 8 ore, nu? Dar noi știți ce facem? Noi ne mulțumim. Dacă zice șeful, mai stai 2 ore peste program, bine șeful, să da șeful, înțeles. Să trăiți. Câte ore mai vreți? Vreți să vin și sâmbătă? Vin șeful și sâmbătă, numai să fiți mulțumiți. Deci nu este așa. Haideți să ne schimbăm mentalitatea. Să ne cerem drepturile pentru timpul nostru, pentru energia consumată, pentru experiența pe care o avem și așa mai departe. Dacă nu facem lucrul acesta, înseamnă că suntem niște oameni slabi, da? Cei care nu fac lucrul acesta sunt oameni slabi, care nu vor mai mult de la viață, nu vor mai mult pentru familia lor, pentru copiilor și așa mai departe. Nimeni deci nu este asta cu... știutor. De... Nimeni nu este atotștiutor, nici eu nu sunt atotștiutor, eu învăț de la absolut toată lumea, până și de la un țânc de trei ani, dacă l-ascult, simplul fapt că mi se luminează inima este o bucurie pentru mine, fiindcă în ziua de astăzi foarte puține bucurii mai avem. Da? Suntem intoxicați de știri negative, de oameni care... de dușmani, de mai știu eu ce, da? De regii, de, sce, da, de scenariile altora și așa mai departe. Nu, și de asta Ismail nu facem. Vă întreabă, aveți încredere în primarul Valentin Vrabie? Mm. Dacă da, de ce nu îl susțineți? Păi eu îl susțin, domnule. Ați deci, votat decât rectificarea să vă spunam, bugetară? Am votat rectificarea bugetară. Doar ați adresat mai susțin? Întrebări. Deci eu nu am voie să pun întrebări sau cum, sau nu am voie să spun repetați, ceva. Repetați, stimată doamnă, pentru că nu sunt cetățeni care și nu da, au fost eu informați. Am încredere în domnul Vrabie să facă treabă și sper să facă treabă, pentru că l-au ales foarte mulți cetățeni din Megidia și am încredere că aceste lucruri se vor rezolva. A fost o furtună în pahar, o furtună inutilă. Repetați ce ați întrebat. Am întrebat cine organizează zilele orașului Megidia și banii aceștia unde se duc, către ce artiști sau nu știu ce am mai cât întrebat costă? Acolo, că chiar de atunci și până acum eu am avut foarte multă treabă, foarte multe deadline-uri și deja ne-am blocat în subiectul acesta. Cel care trebuie să răspundă cu adevărat acestei situații este domnul Valentin Vrabie și dacă aflăm motivul sau că se va face în continuare, se vor organiza zilele Megidiei, dar nu știm noi și vrea să ne facă o surpriză, este fantastic. Poate că a vrut să ne facă o surpriză, nu?
Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Ce să vă spun, mai mult de atât. Sunt multe de discutat, dar... Dar tot ce voi prezentă. Vorbi se va folosi împotriva mea și gata. Nu are de ce... Ar fi culmea să nu fim lăsați nici să mai vorbim, da, să interacționăm, să socializăm. Da, nu se poate așteptăm. Așa ceva. Așteptăm următorii pași, următoarea ședință. Respectul să fie reciproc. Următoarea... Și pentru faptul că adresezi o întrebare, respecti persoana respectivă. Păi știți sigur, de ce? Deci... Pentru că ți se pare ceva în regulă, da? Și întrebarea îl poate ajuta. De cele mai multe ori, nu pe răspunsul care este cel întrebat. Care contează, ci întrebarea. De fiecare dată, întrebarea este mult mai importantă decât răspunsul. Pentru că o întrebare, într-adevăr, îți ridică niște probleme, poate, la care nu te-ai gândit sau poate ți oferă niște rezolvări la care nu te-ai gândit. De ce să nu folosești asta în favoarea ta? De ce trebuie să o folosești în defavoarea ta? Eu asta n-am înțeles-o niciodată. Și da, eu îl susțin în continuare pe domnul Vrabie, da? O să-i votez hotărârile așa, dar în același timp voi pune și întrebări. Bineînțeles. Dacă există nelămuriri. Da. Stimată doamnă, final de emisiune, vă invit să adresați un mesaj colegilor, chiar și domnului primar, doamnei viceprimar, da, locuitorilor municipiului Mercidia, telespectatorilor Alfa Media. Da. Dragi telespectatori, dragi cetățeni ai orașului Mercidia, să știți că se întâmplă schimbări în orașul nostru și ca schimbarea s-a întâmplat deja. Ca orice schimbare, ea va veni cu mai întâi cu multe nelămuriri, nedumeriri, cu multe probleme, dar eu cred că se vor rezolva. Aveți niște oameni de încredere în primărie, lucrurile s-au schimbat și o să vedeți pe parcurs că se vor schimba în și mai bine. Nu garantez pentru asta, pentru că nu garantez pentru absolut nimic. Viața este plină de surprize, însă știu că există bunăvoință și știu că există niște promisiuni care așteaptă să fie îndeplinite. Eu am încredere în doamna viceprimar, pentru că cu dumneavoastră am lucrat în ultima vreme. Am încredere în colegii mei consilieri din PSD, am încredere în acest partid că mă va susține în continuare. Dacă nu mă va susține, eu nu mă supăr pe nimeni, da? Și am încredere și în domnul Vrabie că atunci când oamenii spun ceva, nu îi vor răul și nici nu vor să-l tragă la răspundere, ci pur și simplu poate că vor să se apropie și poate că asta este modalitatea unui om de a se apropia de el ca să-l înțeleagă mai bine și ca să-l ajute. De aceea eu sper că voi termina emisiunea asta într-un ton pozitiv. Vreau să le dau încredere tuturor celor care ne urmăresc și ne ascultă. Mergem înainte cu toții, așa cum putem, cu bune, cu rele, cu întrebări și cu răspunsuri. În același timp. Da. Mulțumim pentru prezență, stimați telespectatori, mulțumim pentru atenția acordată. Rămâneți cu Alfa Media pentru că rămâneți în realitate. Toate cele bune!